dacă vrei să le faci. Motivat și de faptul că facem ultimele reglaje, deja intrăm în ultimele două săptămâni de lucru mai intens și trebuie să facem reglaje ca să încheiem anul. Dar la punctul 1 avem o alegere a președintelui biserică. Dacă faceți propunere, vă rog. Eu aș propune cu doamna Burcă. Doamna Burcă? Nu, de la ianuarie. Ați fost? Nu am fost, dar de la ianuarie. La ianuarie, păi ianuarie cu bine, ce-am luat pe bine. Mai este anul. Mai este domnul Sitaru, domnul așa, domnul așa. Eu aș veni în Italia. Dacă nu mai este, eu supune la vot. Da, Da, dați citire. Bună ziua și bine ne-am întâlnit. Pentru ultimele zile din an. Să treci sărbători fericiți. Așa, dispoziția numărul 199 din 3 decembrie 2018, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru 10 decembrie 2018, începând cu orele 16. Primarul Comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 9 alinia numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale, aprobată prin legea numărul 673/2002, prevederile articolului 20, 49 și 50 din legea numărul 273/2006, privind finanțările publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 35, articolului 36, aliniatul 2, litera C, aliniatul 4, litera A și aliniatul 9, articolul 115, aliniatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și cu modificările și completările ulterioare, dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară, 20 decembrie 2018, începând cu orele 16, în sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri. Alegerea președintului de ședință pentru următoarele 3 luni, rectificare bugetară, 2. 3. Aprobarea programului privind familiei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 4. Aprobarea unor sume destinate sărbătorilor de iarnă. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal. Instrucție prefectului județean Bacău. Semnează primar Preotesi Gabriel și avizat de legislație secretarul Comunei de Răuima. Supunem la vot. Ordinea de zi. Cine este de acord? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Deci, putem trece la punctul 2. Da. Rectificarea bugetară. Ce am împărtat punctul pe ordinea de zi? În așa ședința trecută, avem completat anumite chestiuni pentru încheierea exercițiului bugetar cu 2018. Dar cel mai important lucru este încheierea proiectului la scutare, care ne-a trebuit o sumă de 71.000 de lei ca să încheiem tot, să achităm. Mai avem așa, pentru programul 50 de ani de căsnicie, o sumă de 10.000 de lei. Cadouri pentru copii, 7.000 de lei. Sume pentru obiceiuri de iarnă, 5.000 de lei. 5.400 de lei foc de artificii. 5.000 de lei, noi trebuie o sumă pentru motorină la școală, au ei o
o diferență de acoperit și iarăși o sumă de 17.000 de lei pentru asistență socială. E vorba de salarii la asistenții personale. Și cam astea sumele care trebuie să le iau acoperit. Vreau să fac precizarea că, de fapt, cele care se referă la programul de 50 de ani căsătorii, cadouri pe copii, focul de artificii, sunt sume pe care le avem prevăzute în buget, numai că eu fac informarea actualizată la zi a cifrelor, da? El le prindem în fiecare an de la începutul anului. Practic, rectificarea de acum se referă la motorină, la asistența socială, pentru că ăștia-s bani veniți de la Direcția Finanțelor Publice și la cei 71.000 de lei pe care trebuie să-i acoperim ca să terminăm, să încheiem proiectul la asta. Asta e foarte rectificare. 71.000 de lei. 71. Deci 17.000. Cu rectificare. Și am încheiat-o, da, dacă sunt întrebări, sunt comentarii. Nu știu, întrebări, clarificări. Eu. N-ați voie? De data trecută rugasem domnul primar să ne spună care este cuantumul cheltuielilor pe tot bugetul până la ora aceasta. Dacă aveți, domnule, punctual, dacă aveți aici la rectificare, la diverse, o să vă răspund la întrebare. Dar e vorba de rectificare, spuneți punctual dacă aveți. Ce e așa de o întrebare. Anul trecut am avut 5.000 de lei privatizat pentru focul de artificii. Acum am înțeles 5.400 de lei. Da, da. S-au scurit sau dă mai mult? Nu, nu. Mai mult. Și anul trecut am fost în jur de 5.000. Da. Dar este să s-a scurit mai s-au scurit ceva, că văd că s-au mai putut. 5.400 de lei. Da. Mai are cineva o întrebare? Dacă nu, o supunem. Cine este pentru? Și abținem cineva? Trecem la punctul 3. Aprobarea programului privind familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Da, am zis că o să fac eu o introducere, domnul secretar a adus o listă. Avem, da, bine, avem un număr de 18 cereri anul acesta. Din cauza asta am și alocat suma asta de 10.000 de lei. De fapt, conform cererilor, fiind vreo 9.000 de lei, dar poate mai este și până întâlnirea. Poate nu se depune o cerere. Suma este de 500 de lei per familie. Și, vă spuneam, sunt 18 cereri depuse. Avem așa. Olaru Constantin și Olaru Catrina, Măcălău Nicolae și Măcălău Vărcina, Zărnescu Vasile și Valeria, Cărăușu Vărcina și Gheorghe. Da. Da. Venică Maria și Nicolae. Da. Și Alepu Alexandru. Da. Bogatu Viorica. Și Ioan, Zahodanie, Florin. A, Costică, da. Morară Gheorghe și Marina, Nicolaiță Ioan și Aurița, Artan Costică și Leana, Zărnescu Nicolae și Ecaterina, Șandru Gheorghe și Maria, Bârlă Gheorghe și Costina, Mirica Ioan și Maria, Roșpei Ioan și Maria, Briga Gheorghe și Maria, Amicălesi Constantin și Maria, Mitroiu Vasile și Maria, Mării, Jitei Ion și Aurița. Da. Deci astea sunt toate cererile. Da, în general, cam așa am avut o cerere. 5.000 de lei? 5.000? 500 de lei de familie. Păi rămâne 1.000 de lei disponibile, că la faci numai 9 lei. Posibil să rămână, poți să nu spun rămână, dacă mai sunt 9 cereri. Posibil să rămână. Interesant, am solicitat, dar poate i-am omis. Eu am luat certificatul de căsătorie. Da. Ce? Poate ce? A rămas 1.000 de lei în plus. Mai e o problemă. Nu ți-o pierdună și mai dați ceva acolo. Împărțiți la ăștia. Nu, nu, nu. Cuantul nu e clar de 500 de lei. Așa. Nu e. Mai știu ce poate și diplome. Ce anume? Ce
fost programul? Programul este asta, să dau o diplomă de excelență. Pentru rezistența. Da, asta e, dacă sunteți dacă. Mai are cineva ceva de întrebat? Ne lămuri? Supunem la vot. Cine este pe mine? Ce ne apun pe față? Aprobarea unor sume destinate sărbătorilor de iarnă. Da, asta am discutat deja, am discutat-o deja. Asta e... La școală, motorina e aia care au folosit-o, că s-au dus în... A rămas cu o diferență. A rămas cu o diferență de 5.000 de lei și nu reușesc să-și acopere data la... la prefo, din meu. Da. Da, dacă am parcurs rapid, diverse. Cine s-a scris la... Altcineva? Eu. Domnul Galoiu și Faie. Da. Nu aveți cuvântul. Hai, lăsați-l cu domnul Micu, hai că eu mai... Sau... Da, mai am eu un material și să-l discutăm. Nu. Era, de fapt, un punct pe ordinea de zi. Însă, mi s-a părut mult prea sfidător ca să putem să-l luăm și-l discutăm un pic, aș vrea să discutăm un pic la diverse. Adică trebuia să mărească taxa de salubrizare. Taxa de salubrizare trebuia să fie anul 2019 în quantum de 4,17 lei. Deci de la 4,09, cât aveam, 4,07, nu? 4,07, 4,07. Da. Deci anul ăsta a fost 4,07, iar anul viitor trebuia să fie 4,16, conform aprobării. Bine, vă spun că anul viitor îi vor să-l facă 6,82. Ceea ce înseamnă enorm de mult. De forță al ei, numai. De forță. Mai mult decât sfidător, da, e. De forță. Din cauza asta nici nu l-am mai introdus pe ordinea de zi. Am participat și la o ședință săptămâna trecută, de fapt, vinerea pe ședința Avisului la Bacău. Bineînțeles că tot județul este întors pe dos. Nici nu s-a mai ajuns la discuția, s-a discutat primul punct, regulamentul care l-am aprobat și noi în rândul trecut aici și s-a aprobat, dar la al doilea punct nu s-a mai ajuns că deja trecut două ore și nu s-a aprobat să discutăm un punct pe ordinea de zi. Lucrurile nu stau deloc roz. Ar însemna să ne încărcăm, din punct de vedere financiar, să ne dublăm aproape efortul financiar, ceea ce este exclus. Noi abia ne descurcăm acum și facem eforturi foarte mari ca să reușim să achităm, să fim la zi cu sumele pe care le colectăm și cu care contribuim acum, dar aminte să aproape se dublează. Deci plătim acum aproximativ 200.000 de lei. Dacă am făcut un calcul cu noile tarife, ar însemna 350.000 de lei. Aproape că s-ar dubla suma și nu, este exclus. Însă, oricum nu putem să rămânem așa, da? E clar că luna asta serviciul va merge în continuare, se va face serviciu. Noi atât mai avem, noi suntem datori la ADIS cu taxa pe luna decembrie. Deci noi, practic, suntem la zi, plătiți până la ultimul euro. Ei spun că de anul următor se va reglementa, eu mă îndoiesc la felul cum s-a reacționat vineri, mă îndoiesc că se va reglementa. Și de asta tot insist să venim cu serviciul și să ne facem serviciul la noi în Corpie. Cât mai avem mașinile de atingerie? Până la sfârșitul lunii decembrie. Dar ce mână, bă, și nu mă duce, așa trebuie asigurat acum. Nu mai pot de cu
Da, lucrurile nu sunt atât de simple, să știți. Adică, în cazul în care noi vom hotărâ că vom ieși din asocierea asta și trebuie să fim conștienți că va trebui să plătim ceea ce, de ceea ce am beneficiat. Adică, va trebui să plătim pubelele și eu știu ce ne mai pune acolo. Trebuie să analizăm cu... Dar nici taxa asta noi nu putem plăti, clar. Da, a fost mai... Aveți idei cât costă o pubelă? Deci, unei pubele este în jur de 100 de lei. 110, 120. Da, plătim și gata. Asta de cât a dat o taxă? Până la urmă, și plata lor... 10 lei sau 100? Se poate face... 1 milion. Da, dacă e în jur de 100 de lei. Dar pubelele mi erau dat din Consiliul Județean? Ba da. Da, prin program. Prin program îți dată și atunci te-ai impute. Noi presupunem că o să te impute. Deocamdată nu, e doar o presupunere, nu avem nicio certitudine. Le-am folosit în serviciul lor, și dacă ne sunt binevoite așa de împrinsă. Oricum, vreau să vă spun că anul următor lucrurile nu vor fi chiar roze. Așa, vom avea ceva de luptă cu asta, dar cred că asta va fi cea mai grea problemă care se ivește chiar din zorii noului an. O să trebuiască să intrăm foarte serios pe selectarea deșeurilor. Foarte serios va trebui să intrăm. Pentru că orice cantitate, și mai ales dacă vom prelua serviciul să-l facem noi, orice cantitate de deșeu este plătită și acum, dar va fi plătită și atâta. Și atunci, cu cât cantitatea va fi mai mare, cu atât prețul va fi mai mare. Și o să intervenim în mod mai serios ca până acum. Cum? Treceți iar cu contagiu. Nu, nu. Păi ca să selectăm deșeurile, că unde le selectează fiecare în casă. În casă. Trebuie să ai 2-3 pubele. Vom face... Lucrurile se pot face. Una dintre mașini va colecta deșeul menajer, iar una va colecta, de exemplu, deșeurile din plastic. Într-o săptămână va trece și va colecta deșeurile din plastic, într-o săptămână va trece și va colecta hârtie sau sticlă, ce vom avea mai mult. Și atunci, automat, noi am avea cu ce să ne descurcăm, da? Dar... Trei pubele. Cum? Trei pubele. Da, în saci. Dacă l-ai golit și l-ai strâns un pic, îți intră în saci destul de mult. Ați spus saci. Unde vedeți voi saci acestor deșeuri? Deci, e clar că deșeurile menajere le vom duce undeva la o... Undeva unde? Trebuie plătit și acolo, în momentul în care da, acolo. Dar ia numai deșeurile reciclate. Acolo, dar pentru selectare, sortarea deșeurilor, poate. E o rampă de sortare. Acolo e doar o rampă de sortare, nici lângă termo. Unde termo și eu. Menajerul pleacă direct. Menajerul amestecat pleacă direct. Probabil sortează celălalt, plasticul de hârtie, de... Dar... Nu funcționează la o groapă din mână. Nu. Deci ai menajer, trebuie să transpui neapărat la bătă. Ăla se duce la bancă. V-am spus, lucrurile sunt destul de complicate, au să vedem. Au închis-o la bancă. Au închis-o? La bancă, noi intrăm în pol, merge. Pe singur loc, că noi la bancă. Da. Asta e ca și temă de gândire pentru viitor, da. Dacă aveți vreo sugestii sau așa, vreo idei pe linia asta... Dar bănuiesc că din început de luna asta trebuie să începem... Trebuie să trebuie să fac o campanie de mare. Pe principiul unor cliente, unor mesaje trimise la fiecare... O să creionăm prima dată serviciu.
trecerea și autorizarea unui serviciu public plus autorizare, pentru că noi nu putem intra, o să avem de forcă, o să fie o grămadă de sesizări, nu putem să lucrăm neautorizat, clar. Și o să fie suficient în mai două mașini? Da. 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 Pentru noi ar fi suficient, vă rog. Da. Sigur. Nu ne facem probleme pentru asta. Dar, da. Aș mai și din... Nu mai vreau mașinile noastre, nu? Dar n-au fost treabă nici. Atunci era un proiect, în baza unui proiect lucrau la Crași. Plus că noi avem autorizația comună, autorizația de mediu era comună cu serviciu pe două comune, da? Era împreună cu Crași. Proprietar este comuna Mănăstirea Crași, pe tot. Da. Nu, mă gândesc dacă o să ceară și ei, dar să faci serviciu, deci nu mai pot. Știți ce se întâmplă? Eu vreau să mă abțin pentru că deja o rămăsesim... Mi-a fost de așa, cât am invitat. Nu știu, nici nu faci în față. Nu, da, fiecare. Cum o să te țină la rând la Bacău, în mașina? O să vedem. Până atunci mai... Dar dacă aștia să rezultăm... Deocamdată noi discutăm doar la nivel de supoziții, da? Dar e clar că nu putem merge cu taxa asta de 680. Da, multă lume nu o să prea cu taxa asta și cred că o să revină chiar ei să o lasă mai jos. Până asta zic că nu-i bine să ne abătăm. În dezbatere. S-ar putea să revină chiar ei la prețul inițial. Nu cred. Noi susținem și marea majoritate a primarilor pe care am văzut acolo, susțin prin aprobarea inițială, adică planul inițial aprobat de toată lumea. Da. Nu trezim acum că timpul meciului schimbăm regulile. Da. Da. Motivația a fost? Ce motiv a avut? Motivația a fost că sunt o grămadă de datorii, sunt... Dar noi nu trebuie să mai mai aici, mai aici, aici. Și vor să le recuperiți la noi care plătim cinstit. Probabil. Mai am o cerere din partea domnului Soare George, administratorul SC Domeniul Public și Privat, pentru prelungirea, pentru că expiră delegarea pentru funcția de administrator expiră la 31 decembrie 2018, roagă Consiliul Local să-i se aprobe delegarea pentru funcția de administrator pentru perioada 1-a 2019, 31-a 12-a 2019. Încă un an de zile. Înțeles că la data de 31-a 12-a 2018, perioada de delegare expiră. Da. Știți că, de fapt, administrator era domnul Bucur. Domnul George a rămas ca și suplinitor, ca să zic așa. Vă spuneam că tot ceea ce înseamnă domeniul public și privat, vom face serviciul în cadrul primăriei și vom trece. Dar până atunci trebuie să figureze cineva ca administrator. El a fost persoana desemnată. Da, și asta chiar aș vrea să o spuneți la vot ca să... Cine este pentru? Să dăm drumul la diligențe. Pentru anul următor. Deocamdată nu. Asta e. Asta e la materiale. Domnul avea o problemă foarte cam incomodă pentru dumneavoastră, dar trebuie rezolvată neapărat. Să facem, domnule, o parcare aici, domnule. Chiar nu avem unde să parcăm mașinile. Ne ducem de acolo, le parcăm tocmai în direcția bisericii. Și cât ori costați, prindeți acum buget pentru anul viitor, facem aici o parcare aici, lângă gardul ăsta, să parcăm și noi mașinile motivizate. Știți că am mai discutat treaba asta și chiar dumneavoastră erați cu ideea, dar nu văd că nu ați început din început. Pentru că noi am stabilit o sumă de 20.000 de lei anul ăsta, ca să putem să facem, însă am primit niște oferte care mă sperează însărite, știți, și din cauza asta și stopat-o. E clar că nu se poate face cu 20.000 de lei, dar nici cu 80, cât nu putem face cu oferite, știți. Din cauza asta nici nu am... Societatea noastră nu putem să o facem noi,
trebuie neapărat să o trebuie cineva? Trebuie să cumpărate tuburile, deci trebuie să luate tuburi. Dar nu puneți dale deasupra, de ce vă complicați cu tuburi? Da, trebuie să bagi, nu poți să pui dale, șanțul ăla de deasupra. Nu, da. Faceți bordul ăla. În momentul în care îl dalez, ăla nu are capacitatea de a prelua toată apa și automat că îl fundă și îl dă deasupra. Nu o să face treabă, da, nu face una mai rea. Nu, trebuie luat un tub și luat tub de 600 sau de 600. Da, lăsate, bun. De exemplu, la două tuburi, lăsat o cameră de învățare. Dar care e pus cu grilaj de, grilaj de fier și acum, e adevărat că am putea să învățăm un pic și cu băieții noștri, dar n-am avut curajul, ca să vă spun așa, că da. E destul de... Trebuie spurnate pe toate, nu-i chiar simplă treaba. Într-adevăr, avem noi forțe proprii, dar cum am spus, când am văzut am oferta aia, mi-a dat un agent economic de 80.000 de lei. Da, mi-a sărit tot. Și nu așa. Și în compromis cu și băieți care se încerc foarte bine mai mult subții de mine, să fie un lucru care nu vă să-i plătești. Da, să plătești. Și trebuie să fie în... Cum se cheamă? În SEA? Nu. Absolut. Dacă e o lucrare, orice lucrare care depășește 5.000 de lei, trebuie să o iei de sistemul electronic de achiziții publică, nu de sistem, tot ce depășește 5.000 de lei, nu. Mărunțișul pe asta poate să fie direct, dar celălalt nu. Deci nu se poate. Dar nu se poate. Eu cred că o să putem. Dar nu cu două zile, clar că nu cu două zile. Dar cu băieții noștri, dacă am face, probabil că am stat în jur de 20, până în 30. O să recalculăm. Astea sunt separate. Deja ne luptăm pentru autorizație de construcții la școală și acolo intră cu gaf, cu tot, cu ce trebuie. Alconepu, nu știu dacă v-am anunțat, dar Alconepu a luat lucrarea, dar cred că v-am anunțat, nu? Școală. Nu. Nu? Deci Alconepu a fost câștigătorul școlii, de lucrărilor de reabilitare a școlii. În primăvară, anul următor, începem efectiv la reabilitare. Mai aveți o problemă? Da. Altă problemă. Completăm gorurile, gropile alea de acolo, pe la ei, pe la Călinul, zic, acolo s-au format și văd că nu s-a mișcat nimic. Deci chiar pe drumul există de ori, ar trebui o privată suprafața multe și balastul mai mărunt, așa, nu bolăbănos. Și până încep, acum, pe zgheturile și... Dar nici cu piciorul se poate să formează. Mai era niște materiale, poate îi spune pe băieți. Se poate rezolvați și pe treabă. Ți-i pune pe băieți. Lumea toată, comunitatea asta. La loc, bascula a fost două săptămâni, are probleme cu... E, că nu o repară, da. Așa, și săptămâna asta zicea cu... Da, stai, mulțumesc. Da. S-a făcut și s-a reparat drumul ăla pe zona aia, pe la lei, la Bradașpa. Așa. Ei, prin asta, drumul e destul de îngust. Nu știu dacă putem să facem noi, dar s-a ridicat o problemă și luat de la cunoștințe. Unii parchează mașinile, chiar dacă au curte, le parchează ostentativ în scala. De exemplu, pițorul. Dacă se duce și de-abia poți să treci cu mașina, te duci și spui, dă-mă la poliție. Care pițor este? Pițorul Cosmin. Pițorul Costel. Așa. Și el zice, băi, dă mașina sau parchează-ți-o mai lângă gardul tău, sau pune-ți-o în curte, că ai curte, poți să o bagi în curte. Dă-mă la poliție. Așa. Și ce? Acolo e drum public. Păi nu se poate da la poliție? Păi se poate da. Nu se poate da la poliție? Nu e vorba de asta, dar e clar că... Era voință. Era voință. Era voință. Omul a fost plecașent afară.
Ar fi trebuit să se mai zbată un pic. Nu că se ducă la studii, dar măcar a văzut pe alții. El a văzut așa cum a zis, hai, vă să mergi cu ceva, mă răstăm așa și nu te-a văzut și ca. Și am și mai mult. Asta e, mergi când ai zis ceva, hai, tu mă la poliție, n-am, n-am nicio mănâncă. Doar ca idee. N-am înțeles, da. Oricum e o temă, mai avem o mașină la, la Cristi acolo și l-am rugat domnul Cristi să-și ia cărbola din drum și doar pe tot. Nu. Da. Dar aici măcar știu că asta pentru care le abandonesc pe drumul public, pe spațiu public, e tot ridicat. Domnule, drumul l-a abandonat. Dacă văd o lună, două, trei, cinci, ceva așa. Dar e și foarte ungos. E foarte ungos. Și dacă nu ai măcar de două lună, dar bun, nu poți. Nu dai, te pune așa. Nu poți pe acolo și să acum pe acolo. S-am dobit zăpoană și trec mașini. Și acolo. Da, până se face asfalt. Până se face asfalt, da. Că tot ține acolo, până trece, nu și o zgârie așa. Pare o trage într-o parte, nu mai o căruță sau îl liniște. Da, liniște. Atunci sună el. Sună el. Mai aveți ceva cu părinte? Ce-o? Mai întâi vreau să... Fiu purtător de cuvânt al Consiliului Local și să elogiez și să felicit încă o dată în plus, să știe lumea că noi ne gândim la rușii, la acele persoane care au format un cuplu de peste 50 de ani și este binevenit în măsoara aceasta de a-i stimula cu câțiva bunăți. Sunt cuplurile care s-au căsătorit înainte de anul 1900, cât 58, 68, și dacă se pune discuția în Consiliul Local la această problemă, se pare că și ceilalți care se apropie de această vârstă vor fi fericiți când vor afla că noi Consiliul Local ne gândim la dânșii, urându-le viață lungă, sănătate și să avem parte de cât mai multe cupluri în acestea care, care au venit în 50 de ani. Bineînțeles, aici nu se pune problema de ce greutăți au întâmplat. Important este că au ajuns până această vârstă în cuplu și este bine să fie elogiați aceste persoane, aceste familii care au trăit atâția ani împreună fără probleme. Asta ca o divagație așa. Deci problema care o pun eu este aceea că să ne explice executivul cam care a fost suma întregii tuturor cheltuielor care s-au făcut în anul 2018 și, de fapt, care este valoarea bugetului local pe acest an 2018, chit că această sumă, acest buget, se poate regăsi pe site-ul Consiliului Județean din Bacău. Domnul primar, am rugat de data trecută să spuneți cu exactitate și nu în procente. Nu am procentul numelor, v-am dat exact ce s-a cheltuit. Până la data de, cât era? 28 noiembrie era, nu? Domnul primar, deci noi nu putem să ținem minte și nici nu avem cum. Avem înregistrări, domnule. Nu, deci eu am cerut ca pe total s-a cheltuit în anul 2018 următoarea sumă de lei. 155 de miliarde de lei. Am înțeles. Da, o să vă fac la următoarea ședință. Când o să avem bugetul de aprobat, atunci vă fac și... Mi-ați promis, dar... L-am făcut. Eu ce am înțeles, l-am făcut. Execuția bugetară, la data respectivă. Acum, dumneavoastră veniți cu alte întrebări. Nu, domnule. Este întrebarea care v-a pus și data respectivă și ați promis. Am înțeles. Eu am crezut că poate ați calculat dumneavoastră. Ați adunat tot ce v-am spus eu și v-a dat... Păi n-am cum să adun, că doar nu se întâmplă falta să știe exact ce sumă aveți. Am înțeles. Da, o să vă adun. Când se dă domnul la urmă, secretarul? Ce anume? La sutară, domnule. Da.
Suntem la faza când avem nevoie de un aviz de la IOI. Avizul tehnic de raportare a rețelei. Așa. Și? Ce știți de avizul? Ne-am dat săptămâna asta? Așa, aviz. Luni, care a costat 190 de lei, am depus toată documentația, așteptăm săptămâna asta. Vrem ca până la sărbătoare de iarnă să avem curent de electricitate. Ce părere aveți pentru anul viitor s-ar putea monta lămpi tot din astea așa, pe toate stâlpii? Nu, s-ar tare și chiar de ce? Adică s-ar forța un pic nota. Chiar chioare. La momentul ăsta noi mai avem, câte lor mai avem? 91. Însă o să le montăm prin zonele unde avem. La stradă vă rog să mă credeți că le vom monta în lumea. Deci o să montăm în zonele unde chiar avem probleme. Adică mă gândesc la lumea, mă gândesc la haos. Am zis cum sunt probleme. Periculos, da. Unde chiar, acum pe stradă, vedem. E frumos când vezi iluminatul. Ziceți dumneavoastră, dar strada este foarte periculoasă. Pentru că vin mașini, vorbește unul în fața cealaltă, dacă nu ai urlat iluminat public, s-ar putea să-l lovească cu vezi. Fără iluminat public, e clar, e rău de tot. Mai deci, pe sunt trei. Mai sunt câteva locuri care trebuie intervenit. Dar... care și becul. 20 de vați, am înțeles, nu? Eu așa am văzut becul care l-am schimbat. Se spune scuri pe care nu au vizibilitate la un bec, la altul. Le luăm și le mai... chiar și la stradă. Deci chiar și la stradă... Chiar dacă prevedeți în viitor, nu? Neapărat. Cu siguranță, în următoarea perioadă, astea 90 de lăm, îi punem pe... Suplimentare. Suplimentare, dar v-am spus că avem în vedere, în general, zonele unde e foarte... Domnul primar, eu vin cu o propunere aici. Am tot umblat prin țară și am văzut în multe localități, chiar din județul Bacău, că iluminatul public e rezolvat cu panouri solare. Este investiție pentru în primul moment, dar aceste panouri solare sunt independente. Odată puse în funcțiune, asigură iluminatul public mult mai bine decât pe asigurile lămpile astea care n-au nici 15 W. Deci una dintre investițiile care ar trebui să vă preocupi este ca să trecem și avem exemple la Mărgineni, la traseul acela de la Bacău către Moinești, foarte mult... E tot Mărgineni, așa. Mărgineni, așa. Hemeliu și Hemeliu, așa, nu? Mărgineni. Deci Mărgineni au fost. Dar vă spun că nu... Nu funcționează. Nu funcționează. Au probleme. Deci au probleme, la un moment dat, toate echipamentele care... baterii și așa mai departe, consumabile, sunt foarte scumpe. Și când fac balanța, ies mai scump decât toate astea. Ne orientăm spre LED. Tehnologia LED consumă foarte puțin și asigură... într-adevăr, e frumos. În primă fază este frumos, dar ajunge mai scump decât... ajunge mai scump ca... Este acolo unde nu ai rețea electrică, e clar că trebuie să... Păi, să faci ceva, da? De exemplu, la scutavă, avea nevoie de iluminat public, se preta super dacă nu duceam curent acolo. Dar dacă ai, nu. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe reducerea energiei și pe cât mai mult eficiență să ai la corpul electric. Cum mai astea lucrează fără cheltuieli, dacă nu ar fi. Lucrează cu cheltuieli, domnilor, v-am spus. Toate consumatele sunt reacte, vă spun. Domnule, se pot aduce la parametri corect și normal, ca să nu se mai strice, dar asta este o investiție care merită să fie văzut, în afară de faptul că dă comunii o alură deosebit de frumoasă. Vă spun, mergeți de la... Da, e o idee. Mergeți de la Bacău către Moinești și să vedeți în aceștia... În țările occidentale, prin Germania, am văzut montate pe casă foarte mult după nouă, dar ei am înțeles că tot ce produc intră într-o rețea, nu se magazinează în baterii. Bagă rețea și au contoare inverse. Le faci recalculare la sfârșitul anului. Cât ai băgat rețea, cât ai scos rețea. În orice caz vreau să vă spun că iluminatul ăsta public este slab. Pentru că becurile sunt de
nicio putere. Nu văd, atât putere ce putere, putere, putere. Așa încât nu o fie, cred că este momentul și cazul să, să mărim gradul din marea care aș trebui. Asta au fost spune, nu poți bagi în același. Trebuie să trebuie fie separat, că nu acum așa. S-a bucurit din de topo. Acum, un următor, următoarea perioadă unde s-a duce documentația și să lucrez la proiect. Da. Și să stăm la viitor? Vrem să depunem la mai departe. Să depunem la dealunat și să, să vedem cu cât vor veni ei cu partea lor de finanțare. Asta îmi interesează. Șansi cu anul să vin la asta? Dacă se dă contractul la anul, da. Dar canalizarea ce mai numai folosim? A rămas că trebuie să, trebuie să intre, de anul viitor trebuie să intre la privarea cașului, la lucrări. Da? Da. Și începe cu cașa? Să înceapă, nu știu exact ce să vă spun. Este canalizarea și rețeaua de apa noastră? Noi o să scoatem la, la execuție. În perioada imediată de următoare scoatem la licitație. Ce? Apa. Ce? Canalizarea. Sursa. Sursa de apă. Sursa. Nu știu, cum ai spus licitație? Scoatem la licitație, pentru că e o lucrare separată. Scoatem la lucrare. Da, da. Nu că scoatem sursa. Nu, nu, deci, la anul, pe timpul ăsta, vom bea apă din rețeaua noastră, nu? Și-a sperat. Să ne ajute Dumnezeu. Nu, așa sperat. Punem apă. Da. Da, da. Da, apa e mă sunt. Vă-l vedea. Apa, la rețea de apă. Da, dacă nu, vă doresc, dacă mai sunt întrebări, vă doresc să vă doar felicite. Mulțumesc. Și dumneavoastră și familie din acolo. Să ne mulțumim. Da, da. Mulțumim.